Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020, un proiect ambițios. Generații, întâlnire între trecut și prezent la galeriile Alfa Bacău. Sărbătoare întreită la parohia Grozești Oituz. În 29 ianuarie, de la ora 10, a avut loc conferința de presă susținută de directorul general al RAJ, Aurel Prescură, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, dar și de către consultantul proiectului pe fonduri europene, Gheorghe Boieru. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020 este un proiect ambițios ce asigură locuitorilor comunității oneștene accesul la un standard normal de viață. Noi am făcut din fonduri proprii aceste lucrări pentru că fără aceste lucruri nu puteam să dăm apă 24 din 24 de ore. Vreau să vă spun că nu ne oprim aici. Chiar am spus domnului primar, acum avem nevoie în regim de urgență de niște avize pentru că vrem să profităm de aceste diferențe mari de presiune și să montăm niște microhidrocentrale pe conductele care aduc apă din Cuciur. Sunt 7 atmosfere de la Cuciur până la bază. Și sunt tehnologia avansată, sunt microhidrocentrale pe care le vom îngloba pe aceste rețele și vom produce energie electrică. De asemenea, avem un program foarte, foarte ambițios să producem energie prin aceste parcuri fotovoltaice pe care noi vrem să le montăm, fie că e stație de depurare, de tratare, fie că este la Cuciur. Acolo unde avem spațiu, noi montăm aceste panouri fotovoltaice. De fapt, este o continuare a poliției pe care o avem noi la Raja Constanța. Deja avem aproape 5 MW instalați. Și noi suntem obligați să producem energie electrică pentru că suntem cel mai mare consumator de energie din zona Dobrogea. Consumăm peste 110.000 de megawați și la vremurile de astăzi sumele sunt foarte mari. Deci avem în continuare proiecte de făcut la dumneavoastră și nu numai pe partea asta de energie. O să vă spun și proiectele despre care noi vrem să le abordăm în programul de dezvoltare durabilă. Am prevăzut și acolo vreo 10 milioane de euro pentru că mai sunt niște lucruri care trebuie să făcute la dumneavoastră în oraș. Dar să revenim la problema de bază, problema pentru care noi ne-am adunat aici. A fost un efort foarte mare și din partea noastră și a autorităților locale să facem acest proiect de infrastructură apă uzată în municipiul Onești. Valoarea proiectului este de 275 de milioane de lei, din care partea de cofinanțare a operatorului de apă Raja Constanța este de 16,5 milioane de lei, iar cofinanțarea autorității locale este de 1,5 milioane de lei. În jur de 1,5 milioane de lei. Acest proiect prevede 7 contracte, dintre care 3 contracte de lucrări și 4 contracte de consultanță. Să dau câteva date despre fiecare contract de lucrări. Primul contract, CL1, reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare menajeră în municipiul Onești. Este un contract de lucrări, valoarea are totală este de peste 92 de milioane de lei. Stadiul fizic, după cum știți, s-a finalizat. Suntem în procedură de recepție la terminarea lucrărilor. Câteva date despre acest proiect. Am reabilitat rețea de distribuție 18,5 km. Am extins rețeaua de distribuție apă 6,78 km. Stații noi de pompare 4, tot ce construim noi în cadrul proiectelor europene, să știți că toate trebuie conectate la un sistem SCADA. Deci aceste stații de pompare, stații de epurare, tot ce se construiește se racordează la un sistem SCADA integrat, iar toate informațiile sunt adunate la noi la Constanța într-un dispecerat central, unde știm exact ce se întâmplă în toată zona noastră de operare. Deci știm în orice secundă, câtă apă se consumă la dumneavoastră, câtă energie, dacă funcționează stația de epurare, dacă stațiile de pompare sunt alimentate cu energie electrică. Deci toate acestea fac parte din acest program SCADA integrat, care e extrem de important pentru un operator așa mare cum este Raja Constanța, pentru că sunt foarte, foarte multe informații. Și nu poate fi eficient decât dacă se dezvoltă acest sistem SCADA. În zona, deci la apă uzată, avem așa, reabilitarea de canalizare 3,43 de kilometri.
extindere cea de canalizare 26,04 km. Stații noi de pompare apă uzată 11. Conducte de refulare apă uzată 6,6 km. Al doilea contract, reabilitarea și modernizarea stației de depurare din municipiul Onești. Valoarea contractului este 97.157.895 de lei. Finalizat, este un proiect finalizat. Este extrem de important acest proiect și datorită faptului că la dumneavoastră aici era un depozit de nămol, batal, cum se spune. Acest depozit de nămol existent a fost rezolvat, să zic așa, deci nu mai avem nicio problemă cu nămolul acesta pe care îl depozităm pur și simplu undeva acolo. Noi avem soluții pentru nămol. Toate stațiile de depurare de mici dimensiuni de la Raja Constanța au un cadru procesul tehnologic varianta de a diminua foarte mult producerea de nămol prin introducerea unor enzime în treapta biologică. Într-un moment de mare sensibilitate și armonie între trecut și prezent, Galeria Alfa Bacău devine martora unei explozii de creativitate, idei și expresie. În cadrul celei de-a doua ediție expoziției de artă plastică contemporană, sugestiv intitulată Generații, generații. Evenimentul reprezintă o colaborare frumoasă între Școala Populară de Arte și Meserii și Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău. Sunteți la prima expoziție? Nu sunt la prima expoziție. Dar văd că emoțiile sunt așa și bucuria, de ce nu, de a expune la ceea ce ați lucrat. Este o mare bucurie să particip alături de colegii mei, elevi la Școala de Arte din Bacău, clasa profesor dr. Dorin Macovei. Întotdeauna ieșirea în public este o sărbătoare. Am remarcat din tablourile dumneavoastră așa parcă special alese pentru a întâmpina primăvara sau așa îmi transmit, greșesc? Da, exact. Nu, unul dintre ele se cheamă chiar interferențe, deci este interferența dintre anotimpuri. Deci ați reușit să transmiteți bine mesajul. Exact, mă bucur. Noi, cei neavizați așa, s-am receptat. Mă bucur că lucrări interesante, lucrări frumoase, lucrări deosebite, sper că sunt frânturi din suflet. Absolut. Este sufletul nostru pus pe pânză întotdeauna, sufletul artistului. Și cu care sperăm să vibreze privitorii. Și să ne mai șteargă așa din ternul cotidian. Exact, nu? Exact. Ok, până când putem găsi tablourile aici în expoziția de... Probabil că va ține o lună de zile. Cred că o lună de zile va ține expoziția și așteptăm cât mai mulți vizitatori. Care ar fi următoarea expoziție pentru care vă pregătiți? Mă pregătesc pentru încă o expoziție personală foarte serios în vară, pentru că termin școala de arte, anul 3, și faptul că și școala de arte împlinește 70 de ani de activitate, de funcționare, va fi fericit, așa, vor fi mai multe evenimente culturale în același timp și, desigur, vom mai face o expoziție colectivă cu școala de 1-8 martie. Să vedem deci unde. Va fi un an, se anunță așa, un an încărcat cu evenimente. Bine, de toate felurile, dacă ne gândim anul acesta, dar mă refer la cele artistice. Da, așa este. Mi-am amintit, cred că vom face expoziție pe 6 martie la Universitatea, în aura Universității Vasile Alexandriei din Bacău și vom participa și cu lucrări și cu clasele de canto, muzică populară, muzică ușoară, va fi un eveniment deosebit. Deci va fi un an plin de evenimente, aglomerat, aș zice. Așa este. Particip cu 4 lucrări la această expoziție, mai am participări și expoziții personale și expoziții colective. Sau care a fost tema a lucrărilor pe care le-ați ales? Pentru că bănuiesc că nu sunt puse la întâmplare. Nimic din ceea ce face un artist plastic nu este la întâmplare. Totul are o semnificație, nu? Acum le-am ales pe cele care îmi plac mie cel mai mult. Aha. Nu sunt nici cele mai noi, probabil, nu? Sunt din 2022, am 2023. Sunt nouții. Așa. Eu merg spre zona abstractă și asta îmi place cel mai mult, asta fac. Vă regăsiți acolo? Da, mă reprezintă foarte mult și le-am ales pe cele care mi-au plăcut mie cel mai mult acum. Înțeles. Este prima expoziție de anul acesta? Da, cred că da. Debut în forță?
parcă da. Ca da. Să zicem așa, în anul da. 2024, cu această expoziție colectivă, de altfel. Colectivă, cu amintiri, cu colegi pe aici, am văzut mulți colegi de cu liceu. Nostalgii. Da, 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 și nostalgii. Expoziție foarte frumoasă. Am înțeles. Plăcută. Cum se cheamă lucrările dumneavoastră? Și ultima întrebare. Păi, interferențe, memorii, am acolo oglindiri. Interferențe, că vine primăvara, nu? Cam așa interferăm. Da. Cu anotimpul acesta minunat al deșteptării naturii, nu? Da, și așa. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, ce le-ați transmite? Să vină să vadă expoziția, bineînțeles. Și să se bucure de ea. Exact, frumos, da, nu? Da. Trebuie să ne bucurăm în fiecare zi de ceva frumos. Când a fost finalizată? Această lucrare a fost finalizată la sfârșitul anului 2023. Este o lucrare despre tradiții, despre rădăcinile noastre ca și români, în care am încercat să redactez, să reamintesc odaia bunicii. Atunci când afară este frig și bunica torcea, apoi un noi stop cadru din viața dumneavoastră și din viața noastră, nu? Da, exact. Este un stop cadru. Ne-am întors puțin în copilărie. Eu cel puțin m-am întors în copilărie și am simțit mirosul ăla de bunici. Și de bine și de cal și de frumusețe și dragoste, gingășie, și n-aș putea să mă opresc până mâine. Sunteți absolventă a Școlii Populare de Artă. Da, sunt absolventă a Școlii Populare de Artă. Totul a început în pandemie, când stresul a pus stăpânire pe mine și trebuia să găsesc o metodă de a mă relaxa, pentru că eu lucrez și în spital și am fost alături pe baricade la tot ce a însemnat pandemie. Și atunci, în prictură, mi-am găsit drumul. Am început la Școala Populară de Artă, sub coordonarea domnului profesor Dorin Macovei și doamnei directoare Carmen Voisei. Am terminat școala, iar când eram în anul 3, doamna Carmen a venit într-o zi la mine și mi-a zis: dar tu de ce nu mergi la facultate mai departe? Am rămas un pic mirată și mi-a zis că nu, te duci și te înscrii la facultate pentru că în tine există potențial. Și așa am făcut. Iată o proveste frumoasă care continuă în timp și văd că legătura dintre tine și doamna Voisei se păstrează și dimpotrivă se consolidează. Da, aș putea spune că doamna Carmen Voisei este ca o mamă pentru mine, un înger, care Dumnezeu se spune că lucrează cu noi prin, ne trimite îngeri. Dânsa a fost îngerul meu și m-a ajutat să-mi duc la capăt acest vis împlinit. Mai am un pic și termin și facultatea. Felicitări, înseamnă că se apropie așa o etapă și începe alta. Te pregătești de alta? Mă pregătesc de multe. Am mai multe de făcut. Acum sperăm să fie așa cum gândesc eu. Felicitări pentru lucrare încă o dată deosebite. Cu câte lucrări ești astăzi aici? Sunt cu 3 lucrări. O reinterpretare după Octav Băncilă, Bătrânul Croitor, și, dacă aș putea spune așa, o reinterpretare după Pollock, care se numește Gânduri. Am înțeles. Deci, cu alte cuvinte, un început în forță al tău, dar și al colegilor care sunt aici prezenți. Și al colegilor de la Școala Populară de Artă, și este o expoziție la care sunt mândră că particip și mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru invitație. Într-un spectacol vibrant al culorilor și formelor, profesori, absolvenți și cursanți ai Școlii Populare de Arte și Meserii, precum și nume memorabile din sfera artei băcăoane, s-au reunit pentru a oferi publicului o experiență artistică surprinzătoare. Vernisajul expoziției a avut loc pe 26 ianuarie de la ora 13 la galeriile Alfa, situate pe Mărășești numărul 12. Organizatorii ne-au menționat că așteaptă ca publicul spectator să se alăture evenimentului, iar iubitorii de artă sunt așteptați să exploreze și să se bucure de diversitatea talentelor artistice care definesc peisajul artistic din Bacău. Parohia Grozești Oituși a sărbătorit hramul de iarnă, aducerea moaștelor Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur de la Constantinopol anul acesta, împlinindu-se 1620 de ani de la exilul Sfântului din anul 404. Odată cu sărbătoarea hramului, au mai fost punctate în parohie alte două evenimente, respectiv împlinirea 110 ani de la sfințirea bisericii închinate Sfinților Împărați Constantin și Mama sa Elena și 90 de ani de la trecerea la cele veșnice a preotului Ioan Tudorache, ctitorul bisericii. Seria evenimentelor duhovnice
aceștia a durat 3 zile prin săvârșirea în prima zi a slujbei privegherii, a doua zi slujba acatistului și ultima zi a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor de slujitori. În aceeași zi a fost sfințit portalul Oituzului, la 320 de ani de la sfințirea capelei cu hramul Adormirea Maicii Domnului din anul 1704. Fiind pregătiți de cumpășim pe poarta bisericii, de icoanele care ne întâmpină, toate cele pe care le împlinim în biserică, le aducem spre sfințire, pentru că le consacrăm Domnului, ne mânăm Domnului. Și o ultimă pregătire, pentru ca ceea ce noi lucrăm și aducem în dar Domnului, să devină mai apoi dar al lui Dumnezeu pentru noi. Precum sunt biserica și aceste icoane, toate cele prin care cunoaștem pe Domnul mai mult și Domnul ni se împărtășește. Biserica este loc în care slăvim pe Dumnezeu, loc de întâlnire în mod deosebit cu Dumnezeu. Spunea Sfântul Mucenic Ștefan, citând pe prorocul Isaia, ce loc îmi veți găti mie? Care este locul picioarelor mele? Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Dar în Cartea Regilor, de asemenea, în Cartea Regilor, Cartea a treia a Regilor, Solomon spune, Tu ai spus, Doamne, că numele meu va fi acolo. Această vale a Oituzului, o vale a plângerii, pentru că pământul acesta și toate deaurile și munții acestea rostesc de sângele înaintașilor noștri care și-au jertfit viața și nu putea ca acest hram de iarnă în această sfântă și dumnezeiască zi închina celor doi mari părinți ai bisericii, Efrem și Isaac Sirul, și mai cu precădere închinată Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, care, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit și care ne-a rămas de la el atâtea și dumnezeiește învățături. Care ne îndeamnă cu gândul la înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, cel care cu atâta dragoste, mai bine de 2 luni în urmă, ne-a spus că nu trebuie să uităm eroii, ceea ce de altfel s-a materializat în acest eveniment. Cu mulțumire față de înalt preasfințitul Mitropolit Teofan, care a binecuvântat acest eveniment. La manifestarea religioasă a participat și o delegație a filialei județene Cultul Eroilor, care, prin președintele ei, Dănuț Voicu, a evocat importanța cinstirii memoriei eroilor neamului, care s-au jertfit în luptele de pe Valea Oituzului, Valea Trotușului în primul război mondial și a armânat preasfințitului părinte Nichifor Botoșăneanul o plachetă acrilică din partea filialei Cultul Eroilor. Așa, după cum se știe, Asociația Națională Cultului Eroilor își desfășoară activitatea sub oblăduirea spirituală a Bisericii Ortodoxe Române. Participarea astăzi, împreună cu membrii biroului executiv la aceste evenimente de la Parohia Grozești, este o datorie a noastră și o obligație descendentă față de eforturile, față de jertfele înaintașilor noștri. Înainte de intrarea României în primul război mondial, ministrul de externe al Imperiului Austro-Ungar spunea că dacă va câștiga, România va fi distrusă. Dacă războiul va fi câștigat de România și aliații săi, atunci Imperiul Austro-Ungar se va destrăma. Bătăliile, cele 3 bătălii de la Oituz, de pe aceste teritorii, de la Cașe, de la Mănăstirea Cașe până la Palanca, au făcut ca România să fie alături de învingători, în pofida atitudinii ezitante a aliaților, în special Rusia, dar cu sacrificiile a câtorva sute de mii de ostași și eroi necunoscuți. Poate Oituzul merita mai mult, așa cum s-au făcut și la Mărășești, Mărești, Sobeșa, să aibă și un mausoleu, loc de cinstire a eroilor care s-au jertfit pentru victoria în primul război mondial. N-a fost să fie așa, datorită faptului că au fost mari eforturi materiale ale locuitorilor de pe aceste meleaguri, care totuși au lăsat locuri de sfințire. Este vorba despre
Monumentul eroilor cavaleriști de la cota 383 de pe dealul Coșna. Este vorba despre cimitirul internațional, vorbesc numai de pe teritoriul comunei Oituz, cimitirul internațional de la Poiana Sărată și, nu în ultimul rând, acest cimitir refăcut cu efortul localnicilor și al altor contribuabili la centenarul de la 1918, care adăpostește 18.000, peste 18.600 de osiminte ale celor care și-au dat viața în primul război mondial. Alături de acest impresionant cimitir, localnicii și slujitorii bisericii Iozești au reparat și au făcut să fie la starea actuală troița veche, cișmeaua, încă o troiță la partea de intrare, pe partea dreaptă, și astăzi bucuria noastră a fost sfințirea portalului Oituzului. Aceste repere care fac să aducă aminte spre slavă și cinstire, așa cum spunea Regina Maria, ne obligă ca în continuare să participăm la toate manifestările la care vom fi solicitați de către conducerea primăriei Oituz, dar și de preoții care slujesc și conduc parohia Grozești. Prea Sfinte Părinte, suntem onorați să am fost onorat să participăm și să vedem sfințirea portalului și pentru onoarea care ați făcut-o de a veni pe aceste meleaguri în această duminică, Biroul Executiv a hotărât să acorde o distinție Preasfințitului Părinte Nichifor Votoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în semn de aleasă prețuire și respect pentru generoasă contribuție adusă păstrării memoriei eroilor care s-au jertit pentru înfăptuirea marilor ideale care neamului românesc. Uituz, Bacău, 28 ianuarie 2024. Vă mulțumim și vă rog să vedeți această mare. La final, enoria și parohie au primit fiecare câte o icoană cu Sfântul Ioan Gură de Aur. Ministrul Fechet în vizită la King Complex S.A. Borzești. King Complex S.A. Borzești a avut onoarea să primească o delegație importantă formată din Ministrul Mediului Mircea Fechet, alături de Narcis Taru, subprefectul județului Bacău și reprezentanți ai Consiliului Local Bacău și Consiliului Județean Bacău. În cadrul vizitei, conducerea companiei a avut ocazia să prezinte combinatul, echipa și perspectivele strategice de investiții din județ. Ministrul Mediului Mircea Fechet a remarcat eforturile King Complex în direcția decarbonizării, valorificării energiei hidrogenului, deși dezvoltarea integrării energiei verzi regenerabile. Prin abordarea inovatoare a reciclării chimice a deșeurilor de materiale plastice, King Complex S.A. Borzești demonstrează un angajament ferm pentru promovarea circularității în economie, în concordanță cu țintele europene. Iată că avem un exemplu de bună practică în care sunt puse în prim plan decarbonizarea, valorificarea energiei hidrogenului, dezvoltarea și integrarea energiei verzi regenerabile prin reciclarea chimică a deșeurilor de materiale plastice, astfel de companii promovează circularitatea în economie în concordanță cu țintele europene, a subliniat ministrul mediului Mircea Fechet. Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 1 februarie cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la valori de 8, chiar 9 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 0 grade Celsius. Vineri 2 februarie vremea se mai încălzește, cerul va fi parțial noros, maxima zilei nu va trece de valoarea de 5-6 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 2 grade Celsius. We'll be right back.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.